Dezvoltarea unui vaccin, în general, are nevoie de timp, uneori de 10 de ani. Pentru că e cel mai sigur medicament creat pentru oameni, el trece o serie de etape de cercetare și verificare până când savanții îl pot considera inofensiv și eficient pentru sănătatea oamenilor. Bineînțeles, dezvoltarea unui vaccin are nevoie nu doar de minți deștepte, dar și de resurse financiare, voluntari pe care să fie testat și companii care ulterior să-l producă. Însă, situația de urgență de sănătate publică în care ne-am pomenit din cauza pandemiei provocată de COVID-19 a făcut ca toată comunitatea științifică din lume, investitori și responsabili din domeniul sănătății, oameni de afaceri, oameni simpli, să se mobilizeze și să creeze într-un timp record un vaccin bazat pe dovezi și standarde riguroase, menit să protejeze omenirea de infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, care și așa a făcut destule multe victime. Vaccinul anti-COVID-19, în comparație cu multe alte vaccinuri, a fost dezvoltat în doar câteva luni, anume datorită acestei solidarități globale și nu din cauza că nu a fost suficient testat. Finanțarea oferită de multe țări cu economii dezvoltate nu a fost un obstacol, iar oamenii de știință din diverse țări au depus eforturi considerabile ca să ofere vaccinul așteptat. Zeci de mii de oameni s-au înscris voluntar să participe în studii clinice în care era testat vaccinul anti-COVID-19. Tocmai datorită numărului mare de doritori, aceste vaccinuri au fost testate cu mai mulți participanți decât cele mai multe vaccinuri dezvoltate până acum, care ne protejează împotriva altor boli infecțioase. Numărul mare de bolnavi de COVID-19 a contribuit, de asemenea, la observarea eficacității vaccinurilor pe baza infecțiilor naturale, mult mai rapid decât în cazul bolilor mai rare. În plus, companiile farmaceutice și-au asumat riscuri financiare și au început să investească în producția de la început, astfel încât nu a existat nicio întârziere între finalizarea testării și lansarea vaccinului. Descoperirea rapidă a vaccinului a fost posibilă și datorită inteligenței artificiale și a inovațiilor în tehnologie. Genomul virusului a fost publicat rapid, apoi a fost clarificat mecanismul prin care acesta pătrunde în celule, a fost identificată proteina spike, cea care facilitează intrarea în celule și este puternic imunogenă. Vaccinul care a reușit să aducă pentru prima oară dovezi privind siguranța și eficacitatea se bazează pe o tehnologie cercetată de multă vreme prin care organismul este învățat să-și producă singur antigenul împotriva căruia va fabrica apoi apărarea. În acest fel, este evitată producerea antigenului în laborator, fapt care scurtează mult etapele de realizare.